Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică se intitulează România mea curată. Învățați-i pe copiii voștri ceea ce am învățat și noi pe ai noștri, că pământul cu tot ce are mai frumos este mama noastră. Tot ceea ce îi se întâmplă pământului va ajunge să le se întâmple și copiilor acestui pământ. Noi știm cel puțin atât. Nu pământul aparține omului, ci omul aparține pământului. Omul este firul care țese drama vieții și ceea ce face omul pământului își face lui însuși, spunea un mare ecologist. Pornind de la această idee, consider că a venit momentul să facem pași importanți și concreți în a atrage atenția în promovarea intens și conștientizarea importantă majoră a protecției mediului înconjurător. Pentru noi și generațiile viitoare, să beneficiem de un mediu curat și sănătos, trebuie să ne schimbăm în mod esențial obiceiurile și mentalitățile. Educația ecologică nu își atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu, înțelegând necesitatea adoptării unui comportament ecologic. În România anului 2017 este foarte important să formăm obiceiuri ecologice și sănătoase, adecvate copiilor încă din vârsta timpurie, adică de la grădiniță. Pentru a sensibiliza comunitatea locală asupra ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Conceptul de dezvoltare durabilă, conform raportului Comisiei Mondiale asupra Mediului și Dezvoltării din 1987, precizează că dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce asigură necesitățile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, basându-se pe utilizarea resurselor regenerabile și neregenerabile pentru satisfacerea nevoii și aspirațiilor unei generații, fără a compromite șansele viitoarei generații de a satisface propriile nevoi și aspirații. Formarea comportamentului ecologic se realizează prin dezvoltarea conștiinței ecologice, printr-o conduită clară și printr-o motivație corespunzătoare pentru cunoașterea, ocrotirea și conservarea mediului natural. De asemenea, trebuie să avem în vedere dezvoltarea capacității de a identifica problemele de mediu, de a lua decizii, de a pune în practică soluții pentru prevenirea și rezolvarea problemelor identificate. Un pas important îl reprezintă pregătirea cetățeanului, actual și viitor, pentru a influența pozitiv deciziile politico-economice și sociale cu privire la mediu. Scopul final fiind acela de a sensibiliza tuturor cetățenilor implicați, începând de la părinți și copii, terminând cu cei ce guvernează această țară. Cum ajungem la acest deziderat? Simplu, prin voință. Avem nevoie de dorință, de schimbare a mediului în care trăim, a modului în care ne gestionăm resursele aflate la îndemâna noastră. Ca să facem această simplă schimbare, avem nevoie de educație, adică de educatori din școli și grădiniță, de voluntari dornici să implice în a învăța micuții ce înseamnă un mediu sănătos și curat și ceea ce e nevoie să facă pentru a se bucura de aceasta, pentru ca aceștia să-și facă atenți și pe cei adulți. Colectarea selectivă a deșeurilor, desfășurarea unor activități de formare a unor deprinderi de utilizare responsabilă a apei, energie și conștientizarea necesității economisirii acestor resurse, organizarea de activități regulate de igienizarea unor zone publice și a unor concursuri de teme ecologice, introducerea de ore suplimentare de ecologie în instituțiile de învățământ, adoptarea și implementarea unor ecoghiduri reprezintă doar câteva soluții cheie pentru implicarea tinerilor în vederea atingerii dezideratului final, acela de a avea o Românie curată. Vă mulțumesc. Gheorghe Bogdan, deputat de Bihor.